Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la interviul zilei. Astăzi o zi frumoasă, se pare, cu temperaturi mai mari decât zilele trecute. Iată că ușor-ușor renunțăm la ger. Astăzi avem o emisiune dedicată doamnelor, pentru că doamnele, într-adevăr, sunt foarte importante și o avem alături de noi pe doamna Elena Ucenic, care este medic ginecolog și care astăzi ne va împărtăși câteva secrete despre ginecologie. Bună ziua și bine ați venit alături de noi! Bună ziua și telespectatoare! Dumneavoastră și telespectatorilor, pentru că sper că și bărbații vor fi la fel de atenți la ceea ce am de spus. Într-adevăr, după cum am spus și la începutul emisiunii, astăzi vom avea o emisiune dedicată doamnelor în special. Bine că se pot uita și domnii, dar pe dumnealor le vizează acest subiect. Despre ce o să vorbim astăzi și ce ne spuneți despre ginecologie? Astăzi îmi doresc să vorbim despre consultul ginecologic, despre o examinare de rutină sau care ar trebui să fie o examinare de rutină pe care fiecare femeie să o facă o dată pe an, cel puțin, indiferent dacă are probleme sau nu. Este foarte important acest subiect pentru că majoritatea doamnelor tind să nu meargă la medicul ginecolog. Nu știu de unde vine această teamă. Poate dumneavoastră ne puteți spune, pentru că aveți experiență mai multă decât am eu. Da, hai să zicem, e o tradiție, cu ghilimele de rigoare, prost înțeleasă, să mergi la ginecolog numai în momentul în care ai probleme. Ceea ce e departe de ce ni se potrivește și ce avem nevoie noi ca femei. Consultul ginecologic nu e recomandat să înceapă sau să fie efectuat de la o anumită vârstă. El poate fi făcut indiferent dacă femeia respectivă sau domnișoara respectivă și-a început sau nu viața sexuală, indiferent dacă are câțiva ani sau dacă are ani foarte mulți în spate. Cât de des trebuie să mergem la medicul ginecolog? Trebuie să mergem doar când simțim că avem probleme sau trebuie făcut control de câteva ori pe an sau cum se procedează? În principiu, un examen ginecologic o dată pe an, care să includă un consult, o ecografie, un examen citologic sau Babeș și Papa Nicolau, deci un examen care să ne spună dacă există sau nu risc de a face cancer de col, e recomandat anual. Astea sunt recomandările standard, ca să spunem așa, dar consultul ginecologic trebuie început în momentul în care apar probleme, sau e recomandat a fi făcut și în momentul în care apar probleme, nu doar dacă mergem o dată pe an. Dacă mergem o dată pe an sau dacă ne obișnuim să mergem la ginecolog să ne controlăm și să știm dacă avem sau nu probleme, e mult mai simplu să apelăm la medicul la care mergem în situația în care apar probleme sau în situația în care apare o urgență care necesită o rezolvare imediată. Vorbind de pacienți, spuneți-mi cât de mic a fost sau ce vârstă a avut cea mai mică vârstă o pacientă care v-a călcat pragul cabinetului? Un an. Pentru că pot apare probleme și la fetițe mici. Sunt probleme care de obicei se rezolvă rapid, cu un tratament simplu și fără probleme deosebite. Vă întreb asta pentru că majoritatea doamnelor și domnișoarelor se gândesc că primul consult ginecologic este bun abia la 18 ani. Total greșit, mi se pare mie, pentru că problemele pot apărea mult mai devreme. Pot apare mult mai devreme și recomandarea mea e ca primul consult să fie înainte de debutul vieții sexuale, în perioada prepubertară, dacă nu e niciun fel de problemă, repet. Și, practic, primul contact cu medicul ginecolog e cel care poate să-ți aducă informații extrem de utile despre sănătatea ta, despre noțiuni elementare de anatomie, despre cum arată o femeie, cum ar trebui să funcționeze în mod normal din toate punctele de vedere, să primească noțiuni elementare despre ce înseamnă contracepție. Deci, practic, lucrurile de bază care ar trebui să le știe orice fată înainte de a-și începe viața sexuală. Sunt foarte multe probleme, însă care sunt cele mai des întâlnite? Cum îți dai seama, vorbind de acel caz în care mergi chiar când simți că ai o problemă? Cum îți dai seama că ai o problemă ginecologică și trebuie să mergi la medic pentru un consult? Când o femeie sesizează că nu are menstruație regulată, că nu are menstruație în fiecare lună, când are secreții vaginale modificate, când are dureri,
Cam astea sunt principalele simptome care determină pacienta să se adreseze medicului ginecolog. Sunt foarte multe persoane, foarte multe doamne care nu merg la ginecolog din cauza acelei temeri. E frică, poate cine știe ce se întâmplă sau depinde cum este medicul, cum vorbește cu mine sau cum se poartă cu mine, au o teamă. Spuneți-mi, cum putem trece peste această teamă? Ce trebuie să facem ca și doamne? În primul rând, ar trebui să știm ce înseamnă un consult ginecologic. Să știm că întotdeauna un consult ginecologic începe cu o discuție cu medicul respectiv, în care pacienta spune ce probleme are, medicul o întreabă dacă pacienta nu îi spune care sunt antecedentele, adică dacă a mai avut probleme înainte, dacă au sau nu o importanță în ceea ce privește problema cu care se adresează pacienta. Și după discuția pe care o poartă cu pacienta și în care, în general, îți face o idee cam despre ce problemă ar putea avea persoana respectivă, urmează consultul propriu-zis, care înseamnă un examen cu valvele, cu niște instrumente care permit vizualizarea colului și vizualizarea organelor genitale. Iar după examenul cu valve, care poate include și o recoltare de analize atunci când este necesar, să face examenul ginecologic propriu-zis, un tușeu vaginal, adică o examinare prin vagin care permite evaluarea sferei genitale, spunem noi, adică a uterului și a ovarelor, dacă există sau nu sensibilitate, dacă sunt probleme asociate. M-a interesat foarte mult în ceea ce privește persoanele care vin, domnișoarele care sunt încă minore. Trebuie să vină însoțite de un părinte sau cum se procedează în acest caz? Da, persoanele care sunt sub 18 ani ar fi ideal să fie însoțite de un părinte sau de un aparținător legal. Obligatoriu până la 14 ani, între 14 și 16 ani apar foarte multe probleme, sarcini nedorite, datorită lipsei de informație și foarte greu să le spui, să le transmiți copiilor că trebuie să păstreze legătura cu părinții și trebuie să le povestească despre problemele care le au ca să nu intre într-o belea mai mare decât își închipuie că e cea care ar putea fi. Dacă tot vă avem aici în emisiune, vă avem alături de noi, este în ultimul timp se tot vehiculează și se tot dezbate un subiect, cum că ar trebui introdusă educația sexuală în școli. Pe de o parte unii zic că nu e ok, pe cealaltă parte spun că este necesară. Dumneavoastră, ce părere aveți? Pentru că sunt foarte multe domnișoare care își încep viața sexuală mult prea devreme și care nu știu să se protejeze și ajung la sarcini de prea tinere, ca să zicem așa. O să vă răspund imediat la întrebarea asta, dar vreau să termin cu examenul ginecologic. Ceea ce n-am spus și e foarte important e că e necesară examinarea sânilor. De obicei se trece foarte rapid peste partea asta, foarte mulți medici nici măcar nu amintesc că e necesar și e un lucru pe care pacienta trebuie să-l știe. Dacă medicul cumva uită sau dacă e foarte aglomerat, trebuie să spună că dorește și examinarea sânilor cel puțin o dată pe an. E un lucru pe care fiecare femeie ar trebui să-l facă în fiecare lună. Să-și examineze sânii, să-i palpeze, să știe dacă e ceva deosebit sau nu. Apropo de educația sexuală în școli, da, o consider absolut necesară, pentru că am băieți, am doi copii, am fost invitată la școală să vorbesc copiilor din clasa unde e copilul meu cel mare. Prima oară am fost la copiii de clasa 8-a și am povestit cu ei noțiunile pe care le-am considerat importante în ceea ce privește educația lor sexuală și au fost absolut minunați copiii. Pentru că la sfârșit i-am întrebat, astea sunt lucrurile pe care am considerat eu importante să vi le povestesc. Ceea ce mi se întâmplă, de fapt, în viața de fiecare zi la cabinet, care sunt cazurile cu care m-am întâlnit, cu fete de vârsta lor care deja au copii, cu fete care au trecut prin experiențe foarte neplăcute legate de un avort sau de alte probleme pe care le au și i-am întrebat, credeți că e util ceea ce am povestit astăzi? Toți mi-au răspuns că da, confirmarea am primit-o de la copilul meu care mi-a spus că a fost singura oră din clasa 5-a până în clasa 8-a în care nimeni nu a comentat, nu a spus nimic nepotrivit și au stat toți cu urechile și cu ochii spre mine. Erau și curioși, mă gândesc, foarte cu siguranță. Curioși. Și un lucru foarte drăguț, i-am întrebat dacă consideră că ar fi util să le povestim și copiilor mai mici decât ei, colegilor de școală, câte ceva din ce am povestit noi și au spus bineînțeles că da. Și am întrebat, le-ați spune așa cum v-am spus eu nouă? Nu.
Nu considerăm că e un limbaj potrivit, nu considerăm că sunt informațiile de care au nevoie, dar considerăm că sunt lucruri pe care trebuie să le știe. Și lucruri necesare. Deci dacă lăsăm copiii să spună ce au de spus și dacă îi lăsăm să judece cu mintea lor, observăm că au un discernământ mai mult decât ne putem închipui sau mai mult decât credem noi. Deci știu exact ce-i bine și ce nu-i bine, dar au nevoie de sprijin și de ajutor și au nevoie de cineva care să le explice câte din lucrurile pe care le văd au legătură cu realitatea și câte trec deja în lumea fantastică, să nu spun așa. Mă gândesc că doar titlul disciplinei, cum ar suna educație sexuală în școli, e mult prea mult și tocmai de asta se sperie și părinții. Pe când eram eu elev, mi-amintesc că făceam educație pentru sănătate, ni se povesteau aceleași lucruri, ni se spuneau aceleași lucruri despre cum să ne protejăm, despre ceea ce înseamnă menstruația la o adolescentă sau la o fată și chiar erau lucruri interesante și care ne-au ajutat foarte mult și mă gândesc că acest lucru îi duce în eroare pe părinți, pentru că am întrebat la un moment dat o domnișoară și o doamnă ce părere are, dacă este necesară introducerea acestei discipline la orele de curs sau nu. Mi s-a spus da, dar după ce faci o bază teoretică, trebuie să faci o bază practică, să faci și ceva practic. Deci, cred că aici e problema, nu înțeleg despre ceea ce este vorba, nu înțeleg ce înseamnă educația sexuală în școli. Da, nu înțeleg că înseamnă, de fapt, o educație elementară. Adică ar trebui copilul să învețe cum arată și pe dinăuntru și pe din afară. Și e un exemplu foarte frumos, un experiment care s-a desfășurat în școlile din Anglia cu copii între clasele 5-8, echivalentul claselor 5-8 cum ar fi la noi, în care au fost rugați diferiți voluntari de pe stradă să se dezbrace și să-și arate sub protecția anonimatului organele genitale, și femeile și bărbații. După experimentul respectiv, copiii au fost atât de fericiți și s-au minunat atât de mult și au lăsat complexele deoparte și au spus, wow, dar și doamna aia arată ca și mine, nici domnul ăla nu este perfect, este minunat, nu trebuie să ne străduim toți să arătăm într-un anumit fel sau nu trebuie să ne complexăm de imaginea falsă pe care am făcut-o vis-a-vis de idealul de frumusețe care se vehiculează într-o parte sau alta și e, din punctul meu de vedere, primul pas spre normalitate. Nu neapărat să facem experimente de genul ăsta, dar să realizăm că au nevoie de informație și de informații de bună calitate. Am fost și la școală, la liceu economic și l-am povestit elevilor de clasa 11 lucrurile pe care le-am considerat importante. Adică, important e să faci prevenție, nu important e să faci tratament, cu asta trebuie să începi, să știi că poți folosi metode de contracepție dacă te-ai hotărât să-ți începi viața sexuală, nu înainte sau fără a renunța la metodele de protecție care te protejează, nu numai de o sarcină nedorită, ci și de o boală cu transmitere sexuală, care, din păcate, poate fi extrem de ușor contactată, că poți să faci un vaccin pentru prevenirea cancerului de col înainte de debutul vieții sexuale și că, de fapt, te poate scuti de o problemă foarte gravă. Și una din surprizele plăcute pe de o parte, adică una din domnișoare a avut curajul să mă întrebe, și neplăcută pe de altă parte, pentru că totuși eram în clasa 11, a fost întrebarea ce e la col. Mie, ca medic, mi se pare normal sau mi se pare firesc că în momentul în care pacienta mi se adresează să fiu conștientă că ea știe ce e uter, ce e col, venim, povestim, îi povestesc ce problemă are legată de o anumită patologie de col, de exemplu. Exact, să-și cunoască corpul uman, să-și propriu corp. Nu îmi pun întrebarea dacă pacienta știe ce e la col sau nu știe. Cred că ăsta e lucru pe care putem să-l obținem în momentul în care pacienta decide să facă un consult profilactic, deci un consult înainte de a avea probleme. Să știe cum arată, ce e. Și abia după aceea, dacă apar probleme, să poată construi pe baza informațiilor pe care le-a primit o imagine clară apropo de diagnosticul pe care îl primește. Mă gândesc că această complexitate de care vorbeați mai devreme, felul în care arată, oare influențează această teamă pentru ginecolog? Adică dacă se simt complexate de corpul lor și așa le rușine să se dezbrace sau e și asta un punct spre, de plecare spre această teamă? Asta pleacă din educația din copilărie. Deci dacă un părinte îi va spune copilului nu e absolut nicio problemă să te dezbraci când mergi la medic, ceea ce se întâmplă acolo este confidențial,
Deci e un lucru care rămâne în cabinet, nu va ieși nimeni să povestească cum arăți, câte contacte sexuale ai avut, ce problemă ai, cum o să te descurci cu ea. Deci dacă copilul pleacă de la început cu ideea că e normal să mergi la medic și că e normal să arăți cum arăți fără să faci o catastrofă din faptul că ești prea mare sau prea gras sau prea mic sau cu alte probleme, e în regulă. Dar există paciente care au 40-50 de ani, care au născut 1, 2, 3 copii și care rămân cu același complex și cu aceeași idee că e rușine să mergi la medic. Nu e rușine să mergi la medic, rușine e să nu mergi și să nu ai grijă de tine. Cred că asta e ideea cea mai importantă cu care ar trebui să rămână. Și să-ți găsești și să-ți identifici problemele mult prea târziu, pentru că este și această etapă în care putem să vorbim de mult prea târziu. Există, din păcate, și e păcat în ginecologie că nu profităm de lucrurile care le putem face din timp. Un examen citologic, de exemplu, un examen Babe și Papa Nicolau, poate descoperi o problemă cu mult înainte de apariția unor leziuni care se văd sau cu mult înainte de apariția unor probleme pe care le sesizează pacienta. Sângerare în afara menstruației, sângerare la contact sexual, pot fi semne ale unui cancer de col, de exemplu. Și e strigător la cer și pe tine te doare ca medic în momentul în care tu știi că i-ai recomandat pacientei cu ceva vreme în urmă să-și facă analize, să vadă ce probleme are, refuză din diverse considerente și revine cu o problemă foarte gravă la care tratamentul se poate face, dar necesită mult mai mult efort din partea medicului și din partea pacientei. Sunt foarte multe persoane care au menstruația neregulată și cărora nu le vine pe un parcurs îndelungat menstruația. Ce trebuie să facă acestea? Să vină, mă gândesc, la un control cât mai repede posibil? Da, ideal e să facă un control cât mai repede posibil. Care este cauza acestor întârzieri menstruale? Că mă gândesc că sunt anumite cauze și anumite probleme care presupun această întârziere. Cea mai frecventă cauză de întârziere de menstruație e sarcina. Pot exista și alte patologii, pot exista tumori ovariene, probleme endocrinologice, sunt multe. Și am înțeles că foarte des întâlnit este chistul, nu știu cum se, chistul ovarian, nu știu cum se numește în medicină ca și termen, dar este des întâlnit. Ce ne puteți spune despre această problemă des întâlnită la doamne? E o situație frecventă, după cum bine ați spus și dumneavoastră, care are în spate o cauză cel mai frecvent inflamatorie, o inflamație locală la nivelul ovarului. Se poate chistele scăpa pot fi, de această chistele problemă? Chistele pot fi benigne sau maligne, deci poate fi o problemă simplă care se rezolvă cu tratament sau poate fi o problemă mai gravă. Asta vă poate spune numai medicul care vă vede. În principiu, cele mai frecvente sunt chisturile benigne, deci chisturile care nu pun probleme pe termen lung și care se pot rezolva cu tratament. Aveți o experiență destul de mare. Spuneți-mi, vin doamnele la control. Care sunt problemele pe care le acuză sau temerile lor? Ce vă spun? De ce nu vin să facă control mai repede sau de ce nu merg la medicul ginecolog? Principalul motiv pentru care pacienta nu vine la consultul ginecologic este rușinea. Rușinea de control, teama că va afla ceva care nu o să-i convină, că nu se va descurca cu diagnosticul pe care îl primește, ori e mult mai simplu să mergi la control, să lași deoparte toate temerile astea și să afli dacă ești bine sau nu, ai înlăturat dintr-o dată o problemă, pentru că cele mai multe temeri sunt nejustificate, sau dacă e o problemă să o descoperi și să poți să o rezolvi în timp util. E mult mai simplu să tratezi o problemă în momentul în care apar primele simptome, decât să o lași să persistă multă vreme și să avanseze. Ne spuneți mai devreme, stăteam la o discuție până în emisiunea noastră și îmi spuneați că vin mame cu fetițe încă de când sunt micuțe, vin la control pentru a le arăta ceea ce înseamnă un control ginecologic. Da, v-am povestit de o experiență pe care am avut-o cu mai mulți ani în urmă, cu o pacientă de-a mea care a venit la control cu fetița de 9 ani.
Și a fost foarte drăguț în momentul în care am propus ca fetița să aștepte în camera de așteptare. A spus nu, vreau să vadă ce înseamnă un consult ginecologic, vreau să vadă că nu e nimic special, că nu e nimic dureros și vreau să vadă cum arată o femeie pe dinăuntru și vreau să mă vadă pe mine. A fost o lecție foarte frumoasă și cel mai frumos lucru e că fetița, care acum e o domnișoară de toată frumusețea, vine și ea la control fără niciun fel de probleme și fără niciun fel de teamă. Are vreo importanță educația părinților? Adică, unii părinți sunt foarte stricți în ceea ce privește comportamentul copilurilor lor și educația pe care le oferă. Adică, nu știu, are importanță felul în Da. care sunt învățați de mici copii? Da, bineînțeles că părinții și copiii au concepții diferite și e normal să fie așa. Nu ne dorim să avem copii sau chiar dacă ne dorim, oricum nu se va realiza lucrul ăsta. Nu ne dorim copii care să gândească exact ca noi și să aibă exact valorile pe care le avem. Și mi se pare trist când de multe ori vine o domnișoară la consult și spune: mi-ar place să vorbesc cu mama așa cum vorbesc cu dumneavoastră, dar cu siguranță nu pot trece de barierele pe care le are, fie impuse de educația pe care a primit-o de la părinți, mă refer la mama fetei, deci educația făcută de generația veche, care e foarte bună pe de o parte, dar este extrem de restrictivă și cu foarte multe paravane care ar trebui date la o parte. Și e păcat, cred că merită, cel puțin în relația cu copiii, să mai lăsăm și unii și alții și să ajungem la o înțelegere. Întotdeauna le sfătuiesc pe pacientele mele, nu pot să le oblig, pentru că, repet, consultația e confidențială și chiar dacă pacienta e minoră, dacă alege ca părintele să stea la consultație, atunci asigur că ceea ce se discută Aude. e pentru toată lumea, dar dacă mama e de acord ca pacienta să rămână singură în cabinet, mie mi se pare normal să fie confidențială consultația și rezultatul examinării. Avem în ultimul timp acest conflict între generații și faptul că pe altă vreme, să zic așa, se discutau alte probleme și era mai mare strictețea. Cred că asta influențează foarte mult și comportamentul copiilor din ziua de astăzi, pentru că părinții nu mai sunt deschiși să vorbească cu ei, poate le e și rușine, poate sunt mai E un pic reticenți. incomod, e un pic incomod într-adevăr. Nu spun că educația pe care au primit-o părinții noștri sau chiar noi a fost bună sau proastă, a fost altfel. Și am întrebat-o apropo de pacientă, că tot vorbim de ele și noi e foarte ușor să le dăm ca exemplu pentru că le vedem în fiecare zi. Am întrebat-o pe pacienta de-a mea care a primit o educație foarte strictă și care se străduia să dea același tip de educație fetei ei, care era adolescentă. Am întrebat-o: bun, tu crezi că educația pe care ai primit-o a fost bună? Nu, pentru că a fost foarte restrictivă. Ești fericită cu stilul de viață pe care ți l-ai ales? Ești fericită cu modul în care te privești pe tine și cu modul în care îți privești sexualitatea? Nu. Și atunci de ce încerci să-i transmiți copilului același lucru? De ce nu încerci să vorbești cu fiica ta și să vedeți fiecare ce are de spus? Fiecare poate avea idei mai bune decât cealaltă, indiferent de ani și indiferent de generația din care vine. Și a plecat așa gândită, ca să zic, cu un termen mai popular. Pe gânduri. A plecat pe gânduri și când a ieșit din cabinet mi-a zis: doamna doctor, să știți că aveți dreptate. Tocmai din cauza asta am vrut să fac emisiunea cu dumneavoastră și să vorbim despre consultul ginecologic și despre problemele sexuale și problemele care apar în rândul tinerelor și a doamnelor, pentru că majoritatea doamnelor sunt reticente la acest subiect pentru că li se pare rușinos. Mie una mi se pare un subiect normal, mi se pare o temă foarte normală care ar trebui să fie în mintea tuturor doamnelor și să meargă mult mai des la ginecolog și să facă control, pentru că odată privită problema de la început, atunci când apare, e mult mai simplu, e mult mai ușor și de rezolvat și nu se mai ajunge la probleme mari, cum ar fi cancer sau multe altele. Da, noțiunile de educație sexuală
E foarte bine când le poți primi înainte de debutul vieții sexuale. Există și site-uri și pentru adolescente pe care le recomand și părinților. Le recomand când vin împreună, mama și copilul, pentru că situația e foarte frecventă, vin la cabinet, să citească împreună, să verifice informația, să vadă dacă e de bună calitate și atunci lucrurile merg foarte simplu. Copilul își va păstra o relație bună cu părintele, va avea o relație bună cu partenerul sexual pe care îl are, va fi dispus să discute și lucrurile sunt mult mai simple. Apropo de sexualitate, foarte puține doamne au curajul să discute și deși își doresc, marea majoritate își doresc să-și discute și să-și rezolve problemele dacă vin la o primă consultație. Dacă au mai fost, le e foarte ușor să atingă subiectul și le e foarte ușor să povestească pentru că deja știu că poți vorbi, că poți primi Deja știu ce răspunsurile presupune consultul. de care ai nevoie și știu că e un subiect pe care poți să-l abordeze. Este importantă legătura între cei doi parteneri, o legătură bună, adică să discute despre aceste probleme și să știe unul de problema celuilalt. Este esențială. Este esențială și încurajez cuplurile să vină împreună, ambii parteneri, la consult, să participe la consult. Pentru că sunt unii parteneri care au o rușine sau o teamă față de celălalt partener. De asta vă și întreb. Da, o relație nu poate fi bună, inclusiv o relație sexuală, dacă nu există încredere între parteneri și dacă nu există discuție. Este primul punct și primul pas către normalitate. Mă bucur că ați fost astăzi alături de noi, mă bucur că am vorbit despre aceste probleme și aceste lucruri esențiale din viața tinerelor și a doamnelor și din viața domnilor, pentru că doamnele fac parte din viața lor. Eu vă mai aștept și pe data viitoare, vă mai aștept Vă să vorbim mulțumesc. și de alte subiecte importante, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat. Iar ce să vă spun, mult succes pe viitor și o singură Mulțumesc. întrebare aș mai avea acum la final de emisiune. Cum vă pot găsi telespectatorii noștri? Cum pot lua legătura cu dumneavoastră dacă își doresc să facă un consult ginecologic? Mă pot găsi la cabinet, lucrez în sistem privat. Există un site unde găsesc adresa și numărul de telefon, ginecologie-sibiu. Găsesc toate informațiile, toate detaliile de care au nevoie. Vă mulțumesc mult de Vă tot mulțumesc și eu pentru invitație. și vă doresc o zi frumoasă în continuare și să aveți mult succes pe viitor și în cariera pe care dumneavoastră v-ați ales-o. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Merge să faceți control ginecologic pentru că este foarte important. O zi frumoasă, la revedere!